după Moldova și Ardeal intră în scenă Oltenia. Oltenia! Oltenia! Dar până să cântăm oltenește, avem un actor grăbit. Pardon, un oltean grăbit. Dragii mei, Alex Bogdan! Haideți, bă, venicilor, gata, hai, bun. Păi ce facem? Stai așa, toată lumea, păi trebuie să facem și noi treaba noastră? Ce faceți, bă, fraților? Hai să vă zic o chestie tare. Deci era cu vreo 3 seri, ne-a scris șeful pe grupul de țața de ăla, așa, era un grup doar el cu Tori, țața de ăștia, Miki, Toki, Langragram de ălea, așa, și ăsta, Tori, e mai deștept dintre noi, de fapt e mai deștept că a luat bacul, dar nu l-a luat, l-a dus dintr-o parte, la draci l-a făcut. Și fița, și ne-a scris șeful că de ziua națională, să mergem la filarmonică. Filarmonică, eu m-am rămas șocat prin surprindere. Că eu am mai fost o dată la filarmonică, că acolo ne-a lăsat autocar când am venit din Turcia, cu Cristi și cu Rulmenți. Bine, pe Cristi nu l-am luat din Turcia, că l-a rămas să-și facă o viață frumoasă acolo, cu Chian Iaman, Iatacan, asta, o frumoasă așa. De asta stea să-i dai iubirea și dai înapoi. Și când am zis noi acolo în față la filarmonică, eram pregătiți, așa era cum se cuvine, și a pus capul dracu filarmonica fix în centru. Și ne-a fost că vine ITV-ul. Da, cu toți cu căști, cu șalupete, cu scule pregătite, mai puțin Gigi, care are diabet. Are diabet, noi credeam că l-a luat de la una, Gina. Dar nu mai a scăpat de ea, dar a scăpat diabetul. Știți cum l-a făcut așa? Hei, lasă! Și vine șeful și zice, bă, proștilor, treceți mă în auto să ascultați pe Mozart. Păi ce dracu fie, cam așa ceva. Hai că până aici ne-a fost, zice Cristi. Și deci ne-a pus șeful unul de astea, un șef nou, vede că trebuie să-l ascultăm. Am intrat noi acolo și zice una, să vă lăsați lucrurile la garderobă. Păi ce firea de voi, ce vrei să facem fără ele? Că noi nu suntem la bugetari. Noi suntem învățați să stăm, că așa ne iese bani. În sfârșit, una peste alta ne-am dus. Băi, ne-am așezat așa frumos acolo în sală pe niște scaune de astea. Băi, și a venit un taraf. Bă, dar nu, băi, fraților, taraf pare de la, băi, frate, n-am văzut nici în nuntă la Băilești. Ați atent, când s-a măritat vreșea la Gigi, de la poște, nu lucra acolo, era, fiți, ați înțeles voi. Băi, frate, și erau îmbrăcați toți țiplă. De unde dracu face ăștia bani? De la nunți, probabil. Că noi avem toți patru un costum la nunți, ne ducem așa, prin rotație. Uite așa, ne ducem, noi trei să duc, din unul trimite bani, e și mai ieftin. Așa. Și șeful, ca toți șefii, asta la lojă, sus, frumos, că eram doar noi așa, mai în spate, mai proști, cu niște militari. Eram îmbrăcat urât, asta cu el acolo, în fine, de ăștia de cultură. Habar am, nu m-a prins. Așa. Fiți atenți, și nu aveți ce să caute la lojă. La un moment dat, fraților, băi, fraților, s-a stins lumina, băi, și ne-am panicat de frică. Dar ne-a liniștit Tony, că ne-a zis că probabil întâi face ăștia instalația electrică și abia pe urmă ne revine rândul nostru. Bine, Tony e și mai umblat, că v-am zis, a văzut și oul Brâncuș, da, când a plecat la WC-ul, Gigi a zis că, bă, prostule, că a avut numai oul Columb, americanul ăla, că a învățat el printre a cincea, că i-a stricat media, de-a pus una a cinci, că el a avut să aibă numai patru. Scârba aia a stricat media de patru, în fine, fiți atenți. Bă, dracu, n-a venit curentul vreo oră jumătate. Și când a deschis și al doilea bidon de bere, a venit alta și zice în șoaptă, eu sunt plasatoarea. La care Cristi a zis foarte cu bun respect, bă, firea dracu, tu nu-mi plasezi mie nimic să mor eu, că am mai luat 3 luni. Și a trebuit să se adreseze Tony și mai cu respect, vorbește, fă dracu, mai tare, că nu vezi că nu se aude nimic de la muzica asta. Una peste alta, să rămână astăzi cu mine, foarte drăguț. Foarte. Aveți, asta este rezervat, să rămână pentru dumneavoastră, vi-l dau la final. Păi și am crezut că am scăpat mai devreme, dar n-am mai putut să plecăm, că a trebuit să așteptăm pe șeful, că a zis că probabil trebuie să ne ducă altă lucrare. Când am ieșit el cu grămada, zice, bă, proștilor, v-a plăcut Mozart. La care Tony, ne-o fi plăcut șeful, dar dracu știe care era prin toți aia din taraf. Care e, bă, Mozart? Care ești, bă, Mozart? Pe drumul spre furgonetă, șeful m-a întrebat, bă, măcar v-ați ales cu ceva? Da, răspunse Gigi. Eu cu un pardesiu de la garderobă. E de damă, dar merge. Că vine frumos așa pe roz, vine și frigul așa, oricum și... Bă, ce contează că eu sau fomeie? E mișto, a confirmat șeful care e la bază, el e parvenit tot dintre noi așa. Chiar e mișto, să nu ți-l vadă nevastă mea că ți-l ia, că ai nebunit după aștia roz. În fine, a fost ca lumea la ziua națională, la anul, a zis șeful că nici la zoo. Dar nu cred că se uită cineva la noi. Aplauze pentru Marinică!